Unul dintre stâlpii apărării steliței în acest sezon este fotbalistul venit în vară de la CS Mioveni, Dean Beța. Fundașul de 29 de ani a demonstrat că este un transfer important pentru echipa din Ghencea. Cu peste 150 de meciuri în primele două ligi ale României, Beța este convins că echipa va arăta mult mai bine după pregătirea de iarnă și odată cu revenirea suporterilor Stelei în tribună. Cum te-ai integrat la Steaua? Foarte bine. Majoritatea băieților mă cunosc, ne știm de la alte echipe, am fost și adversar. M-au primit bine, mulțumesc și sper să ne îndeplinim obiectivul, că de asta am venit aici. E presiune mult mai mare aici, Dean, chiar dacă este vorba despre Liga 3-a? Da, dacă fac o comparație cu, nu știu, ultima an am fost la Mioveni, e o presiune, dar am mai jucat la echipe cu presiune și la Petrol, unde era cu tot așa, cu suporteri și foarte frumos și chiar ne lipsesc suporterii că nu sunt alături de noi. Eu zic că cu ei în spate putem arăta mult mai bine și cu o pregătire normală în iarnă, cap-coadă, dar ei reprezintă o parte din Steaua și chiar ne lipsesc. Sper să treacă o dată pandemia asta și să fie alături de noi și să ne bucurăm împreună. Cât de mult se simte oboseala în timpul meciului după ce stai două săptămâni în izolare? Primul meci a fost greu. Pentru că am avut un antrenament și direct în meci, dar după al doilea meci am început să ne simțim mai bine și cred eu că am avut un ritm foarte bun cu Tunar, da. Chiar ne-a plăcut, dar ne-a lipsit șansa asta de a marca. E important că nici n-am luat gol și am stat în rezultat. Până la urmă, orice echipă mare mai face un egal. Dean Beța a prefațat și partida din etapa următoare cu Metalul Buzău, care va fi în direct pe Steaua TV, sâmbătă de la ora 14. I-am urmărit un meci foarte greu pentru Profesor Spartac. Au jucat foarte bine Buzău, chiar dacă veneau după izolare și ei, după COVID. Mi-a plăcut, o echipă grea, ambițioasă și terenul este destul de dificil, e un sintetic, dar... Cum vezi acest sezon cu două baraje pentru promovarea în Liga 2? Da, eu nu sunt de acord cu acest baraj. Ok să joci cu echipe din altă grupă, dar poți să joci și cu locul 2. Mi se pare, pentru ce e campionatul ăsta? Dacă termin pe primul loc, pentru ce mai joc după aia cu locul 2? O să fie greu, competitiv și un alt campionat, așa văd eu play-off-ul. Dean Beța a mai evoluat în carieră la Sportul Studențesc, Petrolul, Dacu Getica și CS Mioveni.